Viața unei persoane accidentate depinde de momentul acordării primului ajutor și de priceperea celui care intervine prompt. Datorită acestui fapt, Crucea Roșie dă startul unor cursuri de prim ajutor. Cursurile sunt adresate în mare parte profesorilor, întrucât în mâinile lor stau zilnic zeci de vieți. Reprezentanții Crucii Roșii Mehedinți organizează cursuri de prim ajutor pentru cadrele didactice care însoțesc elevii în excursii, tabere și drumeții. Aceștia susțin că astfel de cursuri sunt utile tuturor pentru a interveni prompt în caz de nevoie. Am înaintat la toate școlile din județul Mehedinți, marți, adresă, cu președintele filialei, domnul Dârpeș Iulian Doruț, adresă către școli pentru cadrele didactice să facă aceste cursuri de prim ajutor, între 4 și 6 ore, prezentate, bineînțeles, de formatori ai filialei, cu plată 150 de lei. Pentru ce? Pentru că toți copiii care pleacă în tabără, care pleacă în drumeții, care pleacă în excursii, sunt însoțiți de cadrele didactice. Cadrele didactice, la rândul dumnealor, trebuie să aibă aceste cursuri de prim ajutor. Profesorii spun că sunt necesare astfel de cursuri pentru că lucrează zilnic cu zeci și chiar sute de copii. În orice moment, nu numai atunci când îi însoțesc în tabere sau excursii, pot avea nevoie de un ajutor prompt. Ca și cadru didactic, mi se pare minunată inițiativa luată de Crucea Roșie, filiala Mehedinți. Aceste cursuri nu pot să facă decât lucruri bune pentru elevi și pentru cadrele didactice. Ele vin în sprijinul cadrelor didactice. De multe ori cadrele nu sunt pregătite pentru a acorda un prim ajutor, nu sunt și o luăm pe bâșbâite, să zic așa, și atunci nu pot să fie decât binevenite aceste cursuri. Scopul cursului vizează pregătirea corpului didactic pentru acordarea primului ajutor în caz de situații de risc, până la venirea echipelor specializate de medici. În urma cursului, profesorii vor primi certificat european în acordarea primului ajutor de bază.